Bună seara, doamnelor și domnilor, ne revedem la o nouă emisiune Cronica Giurgiuvean. Înainte de a vi prezenta pe invitatul meu, vreau să-mi salut un prieten, un prieten drag sufletului meu, care mi-a dat o lecție de viață extraordinară. Îmi pare rău că nu pot să vă spun cum îl cheamă, pentru că, spre rușinea mea, nu l-am întrebat cum îl cheamă. Locuiește undeva pe șoseaua Alexandriei, pe o stradă adiacentă. Este un om deosebit din toate punctele de vedere. De ce spun acest lucru? Pentru faptul că am învățat că oamenii nu trebuie să judecați după aparențe. Cu acest om am discutat despre planul Marshall, despre politica și politicienii locali, despre politica națională, despre politica internațională vis-a-vis de criza din Grecia și ce ne așteaptă cu Ucraina. Are o singură problemă. Are un handicap locomotor și se exprimă puțin mai greu. Dar vă pot spune că este cu multe, foarte multe clase peste mulți dintre cei care se cred politicieni. Îl salut încă o dată și mulțumesc că mi-a dat această lecție de viață, pentru că are puterea să mă și zâmbesc. Doamnelor și domnilor, invitatul meu din această seară este un om care pe mine m-a impresionat datorită faptului că are curajul să lupte și să spună lucrurilor pe nume. Este un om care a suferit și suferă în continuare datorită unor, nu știu, poate sunt prejudecăți, poate, nu știu care sunt motivele, ni le va spune dumnealui. Dar ca să trecem la tema emisiunii, invitatul nostru din această seară este domnul Florian Velicu. Bună seara! Bună seara, domnul Mandu! Bună seara, giurgiuvenilor! Pot să spun cu părere de rău, fost consilier, dar cred că pentru o perioadă cât mai scurtă de timp. Eu pot să spun și actual consilier, pentru că o să vă explic în decursul discuțiilor că ceea ce s-a întâmplat este total nelegal, total nestatutar și nu este altceva decât un abuz. Da. Din motivul ăsta spun că sunt și în momentul de față consilier. Dar vom dezbate fiecare situație la momentul potrivit. Eu vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase spuse. Nu știu despre ce persoană vorbiți, dar trebuie să recunosc că am rămas un pic marcat de modul cum ați pus problema și mă refer la domnul care l-ați descris mai devreme, acel prieten al dumneavoastră, și sunt convins că printre noi sunt oameni care pot duce sau pot rezolva problemele care au rămas nerezolvate de 25 de ani sau chiar mai bine în România și în Giurgiu. Domnul Velicu, ce se întâmplă? Nu sunteți pentru prima dată pus în situația asta. Ați mai fost odată pus în situația. Cred că cel mai în măsură ca să ne spună de ce se dorește lucrul ăsta, care au fost motivele, cred că ne puteți spune dumneavoastră. Da. Bună întrebarea. Și pentru părerea mea este că orice persoană avizată care are cât de cât o imagine despre o parte sau marea majoritate a oamenilor politici înțelege pentru ce. Eu sunt o persoană care nu se dă bătut, nu renunță decât dacă dorește el și în cazul ăsta nu vreau să renunț. Și cea mai importantă chestiune este că eu, față de ceilalți sau de o mare parte din ceilalți, pot spune lucrurilor pe nume. Mai pe românește, sunt de 7 ani consilier local, nu am contracte cu statul și nu am avut, nu am soții, prieteni și alte rubedenii angajate prin societăți din subordinea Consiliului sau din alte zone foarte apropiate de zona politică în care activez. Pe românește, sunt un om care pot atinge subiecte dureroase. Înțelegeți? Să înțeleg că le e frică de dumneavoastră? Nu vreau să mă exprim. Cred că o concluzie simplă poate trage oricare dintre cei care privesc la emisiune și pot înțelege foarte clar.
Eu vreau să ating două aspecte care demonstrează pripa și dorința nebunească de a scăpa cât mai repede de mine din Consiliu. Pe data de 20 a 7-a, eu am depus o solicitare și un document care avea anexat un certificat de grefă. Rețineți, 20.07. În solicitare nu spuneam altceva decât că doresc contractele pe care Consiliul Local și Primăria le-a încheiat începând din 2012, de când s-a preluat mandatul în actuala formulă și până la zi, iar în cealaltă adresă cu certificatul de grefă era rezultatul, sau mai bine zis, hotărârea judecătorească prin care eu am reușit după 9 luni de zile să pun în ordine și în legalitate situația total anormală și unică în România, și nu numai cred, din Consiliul Local. Și dumneavoastră știți la ce mă refer, pe 20 de mandate votau 20 plus 1 consilieri. Asta demonstrează foarte clar că o anumită persoană, care nu este nimeni altul decât primarul, și iarăși încurajată în cunoștință sau în necunoștință de cauză, rămâne de văzut, secretarul UAT-ului, în speță domnul Roșu, și nu în ultimul rând prefectul județului, căruia eu în nenumărate rânduri am adresat memorii și documente scrise prin care solicitam să ia atitudine vis-a-vis de nelegalitate, n-au mișcat un pai. În contextul în care sunt plătiți din bani publici și culmea, secretarul și prefectul sunt garanții respectării legalității. Sigur. În județ. Sigur. Și oraș. Prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu, iar secretarul este cel care trebuie să respecte legalitatea și oportunitatea deciziilor luate în cadrul Consiliului Local. Foarte corect. Ce vreau să vă întreb, de fapt, și dumneavoastră ați început puțin mai devreme de a vă întreba, eu urma să vă întreb, de fapt v-am întrebat, ce s-a întâmplat prima dată? Cine a fost cel care a depus o solicitare, ceva, că nu știu cum se procedează, sunt depășit de situație, ca dumneavoastră să fiți exclus din partid, ca ulterior să fiți exclus din... Făcând o radiografie simplă, artizanii acelei excludere și aceea total nelegală au fost cam aceleași persoane. Numai că a fost, n-a fost 2015, a fost 2014. După cum știți, eu am reușit să... Justiția mi-a dat dreptate, eu am avut dreptate în toate etapele procesului, mi s-au dat hotărâri de fiecare dată favorabile. Asta demonstrează foarte clar că exact ce am arătat eu este purul adevăr. Iar purul adevăr trebuie să înțeleagă toată lumea că va ieși la iveală. Și de data asta sunt hotărât să merg până la capăt. Pentru că sunt dator să nu las lucrurile așa, pentru că știu, sunt conștient de nedreptatea care mi s-a făcut, și pe de altă parte, politica, după părerea mea, este singurul domeniu în care nu se aplică zicala aceea cu cine mai deștept cedează. Da. În contextul în care aplici o astfel de teoremă, să zic, nu faci altceva decât să le favorizezi, sau mai bine zis, să le ușurezi munca. Iar eu sunt conștient foarte bine de ce dreptate am și cum trebuie ea gestionată. Nu vreau să mă laud, dar demersurile sunt deja făcute. Am făcut deja demersuri către instituția prefectului, care, paradoxal, este primul document care îl primesc de la instituția prefectului, acest ordin, înainte de termenul de 30 de zile, mai bine zis, în două zile a fost emis ordinul, în momentul în care s-a primit acea adresă de pe adresa personală a unui anume domn Popa George, ceea ce este o batjocoră, în contextul în care eu eram membru al unei organizații județene și ales local al unei formațiuni politice, să-ți vină o adresă de pe un nume personal, eu zic că fie nu s-a cunoscut absolut nimic și cu siguranță așa este, fie cineva a încercat să
își bată joc de tot ceea ce înseamnă o formațiune politică care a fost votată cu aproape 50% la alegerile din 2012, unde s-a reușit o performanță deosebită. Și pentru cei care încă n-au uitat sau pentru cei care au uitat, eu la vremea aceea eram singurul ales local în perioada alegerilor din 2012. Eu la acea vreme am fost pus în ipostaza să refuz lista USL, refuzându-l pe domnul Lucian Iliescu, și am considerat... Regretați că l-ați refuzat atunci? La trei luni după, da. La trei luni după, da, văzând modalitatea de acțiune a actualului primar, care m-a dezamăgit pe zi, în fiecare zi a reușit să dezamăgească cu ceva. Și nu spun vorbe mari. Eu am o constatare mai mult. În democrația asta noastră sălbatică, adevărul a devenit apanajul nebunilor. Dacă ai curajul să spui un adevăr care clar ca lumina zilei și nu convine cuiva, dar ăla deține o funcție, face absolut tot ce stă în putere să demonstreze că adevărul e minciună. Da, și să te pună într-o lumină proastă. Exact. Eu sper, și de regulă speranța mare ultima, ca Giurgiu Veni să nu mai pună ștampila pe astfel de oameni politici care i-au dezamăgit, nu zic o singură dată. Eu am un principiu. Odată zic că a fost o greșeală. A doua șansă poate există, dar a treia niciodată. Da? Sunt foarte multe persoane care au mințit de fiecare dată și ascund lucruri mult prea grave și de care le este teamă ca nu cumva cineva vreodată să zică, domne, știi ce, la momentul X ai făcut aia. Și nu o spun că vreau eu, ci o spun că am documente. Aici este chestiunea. Iar persoanele ca mine, care pot vorbi liber despre orice în ceea ce privește administrația locală, nu sunt agreate tocmai din motivul ăsta. Că la un moment dat există posibilitatea ca eu să constat că nu se poate face nimic cu vorba bună și să începem să discutăm concret pe probleme create în timp, care unele sunt la limita legii, altele sunt nelegale. Aici este problema, de fapt. Domnul Veric, îndrăzneți să vă întreb ceva și vă rog să nu vă supărați că vă pun întrebarea. Da, spuneți. Dacă dumneavoastră, pe parcursul mandatului de consilier, ați constatat anumite inadvertențe vis-a-vis de lege, în care legea nu a fost respectată sau chiar a fost călcată în picioare. Corect. De ce nu ați luat taurul de coarne atunci și să le spuneți și să le arătați oamenilor? Băi, oameni buni, ăștia vă fură. Eu... Da, bună întrebarea. Într-adevăr, sunt o serie întreagă de probleme care trebuie dezbătute și eu aș vrea să vă propun acum de față cu telespectatorii să începem să facem niște emisiuni la care să dezbatem probleme apărute în timp, legate de contracte, legate de refinanțări de credite, legate de ce mă întrebați dumneavoastră, de ce mi s-a întâmplat prima dată. Exact. Haideți să atingem acest subiect, care este un subiect, zic eu, destul de interesant. Vă rog și nu trebuie să vă grăbiți, vă promit că eu vă mai invit numai ca dumneavoastră să aveți timpul disponibil să... Da, și eu vă promit că o să fac de așa natură încât să găsim timpul necesar pentru a dezbate toate aceste probleme. Eu zic că este momentul și din punctul meu de vedere 2016 va fi un an electoral altfel. Mie așa îmi place să cred. Și mie mi-a plăcut. Și vreau să spun că am și ceva date în acest sens. Adică toate aceste situații pe care le vedem la televizor, și nu intru în detalii, ne arată foarte clar că atât cei din comunitatea europeană, cât și americanii, care ne sunt parteneri strategici, cât și celelalte state
care sunt cât de cât aproape de România, dar primele două sunt cele mai importante, sau că am săturat de minciunile pe care clasa politică din România le furnizează? Sunteți ferm convins că ăștia ne vor nouă binele, comunitatea europeană, americanii? Eu pot să vă spun un lucru. Prin natura activității pe care o desfășor, am avut o întâlnire de lucru în Olanda în urmă cu ceva timp, unde a participat și un consilier al unui comisar european. Comisia Europeană a ajuns la concluzia, cam târziu, dar totuși e bine că nu, că s-a ajuns la o astfel de concluzie. Sunt foarte multe minciuni furnizate de țările ex-comuniste din Europa de Est. Și au ajuns la concluzia că este foarte costisitor și financiar și foarte mult timp trebuie investit în verificarea acestor situații neconforme cu realitatea, încât au considerat că trebuie schimbată un pic optica. Adică, în activitatea pe care eu o desfășor, și aici mă refer la activitatea de apă și canalizare, eu sunt directorul ADI-ului de apă, canal pe județul Giurgiu, care gestionează cel mai important proiect pe bani europeni și pe care tot domnul Barbu încearcă să-l blocheze cu pe orice cale, datorită faptului că este Velicu și Beianu acolo, se subînțelege, dar nu se gândește la ce probleme le creează celorlalte 32 de localități. Adică omul ăsta, din dorința, din setea asta de răzbunare, pur și simplu blochează și economic 106 milioane de euro valoarea proiectului, să tratez lucrurile atât de superficial și cu atâta nonșalanță, nu știu cum să-i spun ca să fie cuvântul cel mai potrivit, pe mine mă preocupă. În contextul în care, și vreau să spun și să fac o paranteză la ce am spus până acum, această blocare s-ar putea solda dacă noi, membrii ADI, sau conducerea ADI, am ajuns la concluzia că nu se mai poate face nimic. Am putea foarte bine face un referat către AMEPOS Mediu, Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene și către Comisia Europeană, prin care să solicităm luarea de măsuri. Măsuri care se pot solda cu returnarea banilor investiți în municipiul Giurgiu pe apă și apă uzată, care înseamnă pe proiectul, pe primul proiect cu o sumă, 57 de milioane de euro. Deci domnul Barbu a semnat niște documente prin care și-a asuma că pe principiul solidarității și pe principiul dezvoltării, și nu neapărat că vrea, că nu vrea domnul Barbu, banii care s-au investit în România, în Giurgiu, acei 57 de milioane din proiectul POSUNU, sunt bani europeni. Sunt banii țărilor europene. Știți ce cred eu? Că nu veți face lucrul ăsta. Eu, și am și argument să vă spun de ce. Păi eu nu vreau să plătească giurgiuvenii. Îi veți asupri tot pe giurgiuveni. Asta e principiul pe care am mers și voi merge în continuare. Și concluzia finală, domnul Barbu, extinderea acestei asociații cu celelalte localități a avut grijă să o atace în instanță și să o blocheze pe orice cale. Sincer, mă străduiesc să-l înțeleg pe domnul primar. Spre norocul meu, sunt unul dintre cei care nu l-a votat. Dumneavoastră l-ați votat și aveți ce să vă reproșați acum. Vai de capul. Dar, vedeți, dumneavoastră, eu am ajuns la vârsta la care credeam că niciodată nu voi ajunge să regret ceea ce am urât mai mult. Am mai spus lucrul ăsta. Eu am urât foarte mult comunismul. Sub cuvântul meu. Dar acum am ajuns să-l regret. Am ajuns să regret pentru că democrația la care speram să vină, să facă un salt, să trăim efectiv mai bine. Eu am prins amândouă perioadele și realizez că, de fapt, trăim din ce în ce mai rău. Lucrul ăsta mă îmbătrânește și mai rău decât sunt eu de bătrân, pentru că mi-e teamă,
dacă nu pentru mine, pentru copilul meu, pentru copilul dumneavoastră, pentru copiii colegilor mei și în general pentru toți copiii din țara asta, că n-au nicio perspectivă, domnul Veric. Ca să le ușurăm, sau mai bine zis, să le punem un pic la punct viitorul copiilor noștri, suntem datori să facem tot ce ne stă în putință, să schimbăm lucrurile și să arătăm celor care sunt încăpățânați, incapabili sau alte interese personale, de grup, nu mă interesează prea mult, să încercăm fie să eliminăm, fie să aducem pe drumul cel bun. Este momentul, eu zic că 25 de ani sunt suficienți să ne învârtim în jurul cozii, ca să nu spun altfel. Iar 2016, eu consider că trebuie să reprezinte un an, și un an electoral mă refer, în care politica, atât giurgiuveană cât și națională, să se întoarcă pe o altă față. 25 de ani înseamnă un sfert de veac. Corect. Comunismul s-a clădit în aproape 50 de ani, după care a fost distrus. Corect. Mă așteptam, sau ce, eu știu, îmi doream ca în ăștia 25 de ani să simt cu adevărat că lucrurile au o cale dreaptă sau ascendentă, nu dreaptă. Vroiam mult mai mult. Poate noi atunci românii am devenit puțin megalomani. Ne doream mai mult decât ni se oferea. Aduceți-vă aminte că se tot făcea bășcălie de apartamente, zicea cutiile de chibrit, nu știu ce visam. Visam locurile care vedeam în serialul la Dallas, clădirile alea mari, frumoase. Cu ce ne-am ales? Dar, apropo, să vă spun ceva. Și chiar vă rog să comentați lucrul ăsta. S-a dat o hotărâre de Consiliu de demolare a căminului C. Da? Da. Nu sunt expert în construcții, dar nici nu știu dacă au o expertiză făcută la asta, dar au spus că demolarea blocului aluia și construcția unuia nou costă mai puțin decât reparațiile care ar fi trebuit să le facă la căminul ăla. Mie unul, mi-e sincer greu să cred că așa ceva este posibil, să coste mai puțin construcția unui bloc nou decât demolarea și construcția altuia. Dar hilarul situației, pentru că trăim în țara tuturor posibilităților, firma care a venit de la București să facă demolarea, în loc să demoleze căminul C, s-a apucat să demoleze căminul D. Da, cunosc situația. Am fost astăzi de acolo și am avut așa o strângere de inimă, pentru că alături de blocul care se demola locuiesc niște țigani. Mă uitam la ei, doamne, aveau întipărită pe față teama, groaza, că există posibilitatea ca următorul care va trebui să fie demolat să fie blocul lor. Haideți să vă spun o poveste. Știți cine e vinovatul că ăia au stat acolo atâția ani de zile din 1994? Eu sunt vinovat. Și să vă spun de ce. Era primar Remus Tunar. La Consig era director Răducu. Da, da? Îi cunosc pe mult. Dom'le, Răducu a zis așa, îi dau afară pe ăștia. Îi, nu se mai poate, îi dau afară. Nu plăteau energie electrică, problemele lor. În perioada aia făceam rondul de noapte, lucram cu Florin Tincu, care îi mulțumesc că, datorită lui, m-am apucat de scris. Rondul de noapte presupunea ce? Mergeam cu mașina poliției să vedem ce se întâmplă în oraș noapte. Și am ajuns la Istru. La Istru, când m-au văzut aia cu un reportofon în mână și cu un aparat de fotografie, au venit grămadă pe mine și au început să plângă. Zice, noi trei, era toamnă târzie, început de an, noi trebuie să plecăm de aici. Unde ne ducem? Ce facem? Vine un om care îmi spune că are TBC, doamne, atunci parcă m-a lovit cineva moarele capului, zice, și fata lui are 16 ani și se prostituează ca să facă rost de bani de mâncare. Atunci am zis, doamne, nu se poate așa ceva. În ce lume trăim? Unde suntem?
M-am dus la reducul să vorbesc cu el. Unde e? Nu e o situație socială, e un caz social extrem de delicat. Ăștia sunt potențiali infractori. Dă-i afară că ajung să-ți dea în cap. Trebuie să găsim o soluție. Am găsit înțelegere la omul ăsta. Și a spus așa, dom'le, dacă le preia primăria, eu le dau gratis. Și așa s-au preluat. M-am dus peste Remus Tunaru. Florin nu știe de toate demersurile astea care le-am făcut eu, că cred că m-ar fi luat de ureche atunci, că nu era treaba mea să fac lucrul ăsta. Am înțeles. Și m-am dus peste primar, peste Remus Tunaru, aveau ședință de consiliu, am insistat să se pune pe ordinea de zi. De fapt, ce vreau să scot eu în evidență? Atunci se putea discuta. Se puteau rezolva probleme sociale. Noi a venit demolatorul, domnul Barbu, și a început să demoleze. Să-i gonească pe ăștia, nu știu pe unde, mama, naibii s-au dus. Eu am rămas blocat când am auzit. Ce timpuri trăim? Părerea mea este că dacă aș fi fost în locul domnului Barbu, n-aș mai fi scos capul, cel puțin să ies într-o emisiune. Eu știu cum s-a dus și le cerea voturi la ăia și ce promisiuni le-a făcut. Oamenii l-au votat, dom'le, și l-au votat crezând că ceea ce spune se va materializa în ceva. Li s-a promis locuri de muncă, li s-a promis reparații la căminele alea, care s-au mai făcut, știți foarte bine, că noi astea erați consilier în perioada. Da. Ele s-au mai reparat, reparat, dar nu... Reparat, recondiționat, dar nu în totalitate. General, a fost o reparație așa, de al menține cât de cât. Da, de întreținere. De întreținere, da. De întreținere. E foarte trist ce se întâmplă și... Acum știm cu toții ce s-a întâmplat în 2012. Nu se va mai întâmpla în 2016. Și aici mă refer la felul cum s-a pus problema, ce emulație era creată în 2012 și ce va fi în 2016. Eu i-am spus și lui domn Barbu atunci că dacă nu avea alt contracandidat decât pe maică mea, domnul Lucian Iliescu, mama mea câștiga atunci. Nu a câștigat primarul Barbu datorită unor calități manageriale extraordinare sau nu știu ce alte calități putea dumnealui să aibă. Oamenii au votat împotriva domnului Iliescu. Aia a fost la momentul ăla. Știți foarte bine. Trecuse 16 ani, oamenii... Corect, se erodase, nu mai... Și atunci a zis dumneavoastră altceva. Așa este, schimbarea. Schimbarea. S-a votat schimbarea. Și... A fost conjunctura care a fost. Domnul Florian Nicolae s-a retras. În fine, a fost favorizat la vremea aia, iar domnul Barbu a mers cu o încăpățânare destul de evidentă. Toți cei care au fost implicați la momentul ăla la alegerile locale în 2012 știu foarte bine despre ce vorbesc. Deci, indiferent de rezultatul acelui sondaj pe care îl stabiliseră domnul Florian Nicolae Barbu și încă câteva persoane, domnul Barbu oricum candida. Deci asta este chestiunea. Dar știm jocul care da? Atunci, deci inițial s-a dat cuvântul, fiecare și-a dat cuvântul că în cazul în care unul iese mai bine și celălalt iese mai puțin bine, cel care iese mai puțin bine renunță. În schimb, domnul Barbu în cercurile de prieteni spunea tot timpul că indiferent de sondaj eu candidez. Da? Iar domnul Florian Nicolae a spus, eu mi-am dat cuvântul, lucrurile n-au ieșit chiar așa cum mi-aș fi dorit eu. Și din momentul ăsta, așa cum am promis, mă țin de cuvânt. Rămâne de văzut cum e cu cuvântul dat de domnul Barbu, care timp de 3 ani și ceva, cel puțin față de mine, a demonstrat de fiecare dată, haideți că pentru dânsul cuvântul nu există. Cu vorba, timpul trece. Și ne-am luat cu vorba și timpul trece. Da. Haideți să trecem la momentul 2015, luna 7-a, că da. Aici este problema. Da. Cum spuneam și mai devreme, toate demersurile care au fost făcute pe linie de partid sunt total nelegale și chiar pe alocuri penale. Adică s-a încălcat tot ce înseamnă statut, tot ce înseamnă drept la apărare și dacă vreți vă și citesc că am luat și statutul, mi-am subliniat aici și nu vă citesc decât un singur articol ca să înțeleagă și cetățenii despre ce este vorba, în ce condiții poate fi dat afară un membru al PPDD. În primul rând, orice membru al PPDD, nu mai zic că eu eram membru al organizației județene, eram ales local, am candidat la parlamentare, am luat 4.000 și vreo 300 de voturi pe cel mai greu colegiu cu Anton, adică niște lucruri care orice partid sănătos la cap nu le trece la și altele, cum a făcut această cooperativă condusă de
niște oameni rău intenționați, servili și nu vreau să intru să spun cuvinte dure. Vă mulțumesc, deci, că nu folosiți. Articolul 12.4 spune în felul următor: excluderea se produce în condițiile și cu respectarea prevederilor prezentului statut, excluderea producându-și efecte de la data rămânerii definitive a deciziei de excludere, în paranteză, epuizarea tuturor căilor de atac. Da? Eu vreau să vă spun așa. Memoriu către Prefectura Județului Giurgiu, în atenția doamnei prefect, este făcut a doua zi când am primit documentele. Și am spus în felul următor. Subsemnatul Velicu Florian, domiciliat în Giurgiu, la data de 28.07 am primit din partea instituției prefectului ordinul numărul 210 pe 24.07. Deci doamna prefect l-a dat la nici două zile după ce a primit documentul. Vreau să vă spun că am vorbit cu un domn. Unde n-ai vis în cele 30 de zile? Am vorbit cu un domn. Deci legea spune, da, 393 modificat în 2015, care este statutul aleșilor locali, spune în felul următor. Că prefectul județului emite ordinul în 30 de zile de la primirea documentelor și trebuie să se și asigure că acele documente sunt definitive, pentru că dacă eu mâine obțin de la Comisia de Statut, Etică și Litigii, pe care am sesizat-o, și o să vă spun mai ulterior ce am făcut, revenim la ordin. Deci am primit pe data de 28 ordinul numărul 210 emis de prefectul județului Giurgiu, prin care se ia act de încetare de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local Municipal al subsemnatului. Documentele au la bază, deci documentul respectiv, acest ordin, are la bază o hotărâre de excludere numărul 33 din 21.07.2015. Deci hotărârea de la partid se dă în 21, iar în 24 prefectul atacă. Viteză mare, da. În contextul în care statutul spune în felul următor. Deci oamenii ăștia până nu vor răspunde penal, n-am să mă las. Decizia sau hotărârea de sancționare poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare. Deci vreau să nu cel puțin nu primisesc comunicarea, ce l-ați exclus din partid. Deci eu am primit documentul, n-au trecut nici măcar cele 5 zile. Bun. Și haideți să vă citesc articolul următor. Hotărârea Comisiei Naționale pentru Statut, Etică și Litigii se ia în termen de 20 de zile de la înregistrare și are caracter definitiv. Acesta cu caracterul definitiv, Curtea Constituțională a României, în 12.12.2013, a declarat neconstituțional acest articol din legea partidelor și spune în felul următor: excluderea din partid produce un efect extrem de grav. Sunt cuvintele, motivarea Curții Constituționale. Pentru această situație, un membru de partid ales local își poate pierde mandatul. Drept pentru care, prin această decizie a curții, se dă posibilitatea ca, dacă excludem prin, sau reducem la absurd, că această Comisie Națională de Statut, Etică și Litigii este de rea credință și nu ia în calcul serios situația sau are alte motivații, tu ai dreptul să o ataci în instanță. Așa că unde este dreptul la apărare? Suntem, doamna prefect, și aici vreau să vă atrag atenția, dacă nu știați, îmi cer scuze pentru ironie, dar se impune, suntem într-o țară a comunității europene, suntem în secolul vitezei și mi se pare, păi poate tocmai alarmant, pentru că e în secolul vitezei. Da, mă refer secolul vitezei și într-o eră de dezvoltare mult prea avansată ca să gândim ca în epoca de piatră. Înțelegeți? Aici vreau să ajung. Și haideți să vedeți ce îi solicit eu. Iar doamnei prefect, că mi s-a încălcat tot ce înseamnă drept la apărare, tot ce înseamnă așa, iar având în vedere faptul că în situația mea au fost încălcate abuziv toate prevederile statutului invocate mai sus, cu privire la dreptul meu la apărare, vă solicit să anulați ordinul numărul 210 pe 24.07 emis de prefectul județului Giurgiu. Și, de asemenea,
Împotriva celor vinovați de săvârșirea acestor abuzuri, mă voi adresa organelor de cercetare penală. Când ați depus această adresă? Este depusă pe 29, iar pe 28 am primit documentele, adică a doua zi, că n-am avut când să iau legătura cu avocatul. Dar răspunsul prefectului la solicitarea noastră? Va veni în 30 de zile cu siguranță și va fi un răspuns pe care o să vi-l prezint și o să vedeți că de ce nu s-a grăbit să vă dea și o bătaie de joc. Răspunsul la fel de repede cum ai emis hotărâri. Bun. Nu mai vreau să intru în detalii. Iar ieri, pe 30, am fost la Comisia Națională de Statut, Etică și Litigie și am depus contestația. Da. Și în același timp am făcut și un document pentru cei avizați, pot înțelege de ce a fost făcut acest document. Către conducerea centrală PPDD. Subsemnatul Velicu Florian, domiciliat în consilier municipal și membru al organizației județene, pentru că după modul cum s-au aplicat statutul pe aici, eu sunt în continuare cu acte în regulă, fără probleme. 1. Fac o solicitare către ei. Vă solicit următoarele. Care a fost componența Biroului Național de Coordonare al PPDD? Ce a participat la luarea hotărârii numărul 33 din 2107-2015 cu numele, prenumele și funcția ocupată? 2. Care este în prezent componența Comisiei Naționale de Statut, Etică și Litigii a Partidului Poporului Dan Diaconescu cu nume, prenume și funcția ocupată? Informațiile solicitate îmi sunt necesare pentru demararea unor demersuri privind legalitatea adoptării unor documente de către aceste foruri. Care este substratul? Eu sunt convins că trebuie să existe ceva acolo. Ca să nu scriu nume care n-au avut nicio legătură cu realitatea, să vorbim concret. Și mai am o chestiune pe care vreau să o discutăm, dar numai pe jumătate. Hai de jumătate. În acea hotărâre numărul 33 sunt trei ștampile și trei nume a persoanelor care, așa zis, conduc PPDD la nivel național. Și fiecare are ștampile individuală? Așa. Așa. Așa se vede. Una dintre persoane, care este primul vicepreședinte, este plecat de 7 luni de zile din țară. Și nu a mai semnat niciun document. Iar semnătura este fără apostrof. Adică semnătura este făcută de acea persoană. Și dacă e să discut mai concret, acea persoană nu poate veni în România pentru că s-ar putea să fie băgată la beciu domnesc. Și cred că am spus tot. Asta înseamnă că toate aceste hotărâri sunt nu nule, ci false. Păi, la, eu știu, puțină jurisprudență pe care o cunosc eu, cam în termen juridic, asta se numește fals și us de fals. Corect. Eu am făcut deja acțiunile. Apropo, doamna prefect, că n-am apucat să vă spun că am depus înainte memoriu. Ieri am înregistrat și la Tribunalul București o acțiune împotriva acestei hotărâri numărul 33, iar numărul de dosar este 28577/3/2015, și este înregistrat la secția 4-a civilă a Tribunalului București. Așa că dumneavoastră nu puteți emite ordinul decât după ce se termina eventual judecata aceasta. Mai rezistă? Eu da. Da. Și eu nu mă laud că nu știu ce dosar a trebuit să fac nu știu ce acțiune împotriva primarului sau împotriva prefectului sau împotriva Consiliului Local sau administrației locale UAT Giurgiu, cum spun eu, care e reprezentată conform legii de primar și secretar și care este și ordonator principal de credite, acolo discutând de niște sume consistente ca și daune materiale, n-am putut să nu țin cont de cine este ordonatorul principal de credite. Dar, în momentul de față, acele procese de, discriminare se pot transforma foarte ușor în hărțuire și discriminarea are o etapă superioară în care eu chiar mă aflu în momentul ăsta
și nu vreau să dau mai multe detalii, că nu e bine. Câtă răutate la dumneavoastră, stricați concediul domnului primar? Nu, asta e țelul meu, înțelegeți? Dar și eu plecasem pentru câteva zile la mine acasă, undeva prin România, și am plecat dimineață, iar seara a trebuit să mă întorc pentru că am auzit de aceste mizerii făcute de niște oameni mici, inconștienți, și la inconștienți îl introduc și pe acest, așa zis, nu știu ce e el pe la PPDD, care s-a apucat să trimite un document și care nu ține cont nici de prevederile statutare, nici de drepturi la apărare, de nimic. Este un abuz de acolo până acolo. De curând am înțeles, președinte, și probabil n-a avut timp să studieze statut. Vreți să fiu malițios? Nu. Nu, lăsați-mă să fiu un picuț, măcar. Este numit tot pentru astfel de hotărâre, cu o semnătură falsă. Așa că vorbim de legitimitate a unui ales local care a venit la formațiunea asta, ales local deja, da? A unei persoane care s-a bătut și cu vechiul primar și cu actualul primar. Nu ăsta a fost țelul meu. Eu am considerat că este nevoie de o schimbare, e nevoie de un suflu nou în 2012. Trebuie să recunosc că la nici 3 luni după ce s-a întâmplat schimbarea, mi-am dat seama că schimbarea de fapt a fost în rău, nu în bine. Din păcate, dacă cineva îmi spunea înainte de alegerile din 2012 că lucrurile vor sta așa, refuzam să cred și poate chiar eram capabil să vorbesc destul de apăsat cu acea persoană. Dar acum, văzând toate aceste fețe nevăzute ale fostului meu coleg Nicolae Barbu din Consiliu în mandatul trecut, care era mult mai cu minte și mult mai atent cu colegii, de când s-a cocoțat pe acel scaun de primar, și că am pierdut busola, să zic așa. Iar vis-a-vis de ce spuneați că n-am atins subiectul cu demolăm, noi dăm acordul să se demoleze blocul C și se demoleze blocul de vis-a-vis. Eu cred că cineva trebuie să se sesizeze. Da. Eu cred că acest domn primar ar trebui să vină cu explicații clare atât în către aleșii locali, dar în primul rând către giurgiuveni, pentru că oamenii când aud astfel de nebunii, nu știu cum să le cataloghez, eu nu știu ce credibilitate mai poți avea în fața oamenilor când tu nu ești capabil să gestionezi lucruri atât de mărunte și ai în jurul tău niște oameni care nu fac altceva decât să vină la serviciu și să treacă, să vadă cum trec mai repede cele 8 ore, să ducă din nou acasă. Și sunt foarte multe persoane de genul ăsta. Eu am atins problema asta destul de des. Prin acțiunile mele în instanță am avut ocazia să văd și aici vreau să ating numai serviciul juridic de la primărie și nu întâmplător îl ating. Am văzut tot felul de așa zis juriști care vin în fața instanțelor să susțină procese și nu sunt în stare să schimbe 3 vorbe și să spună ceva, o părere pertinentă și să le și aparțină părerea respectivă. Avantajul nostru în cazul. Este adevărat, dar eu aici vorbesc și în calitate de ales local. Serviciul ăla juridic este din subordinea aparatului tehnic al primarului. Aparat tehnic al primarului care, cel puțin în cazul meu, s-a dovedit că l-a folosit în interes propriu. Dar n-ar fi asta singura problemă. Sunt mai multe probleme legate de genul ăsta, dar vroiam să ridic problema persoanelor care ocupă funcții în acest serviciu și care nu au nici înclin, nici în mânecă cu activitatea de jurist și cu ce ar trebui să facă cu adevărat un jurist. Nu cunosc, mi-e greu să mă pronunț în sensul. Eu mi-asum ceea ce spun. Vreau să vă întreb ceva. Spuneți. Dumneavoastră ați vorbit la modul general de problemele care dumneavoastră le cunoașteți din consilier local. Ați spus da sau nu la unele dintre ele. Puteți să exemplificați câteva din problemele care sunt acolo, să vorbiți despre ele. Probleme nelegale, nu mă refer la cele legale.
Păi, eu am tot spus în intervențiile mele televizate de ce anumiți colegi consilieri nu sunt capabili să gândească cu mintea lor și să și exprime ceea ce gândesc. Pentru că unii dintre ei au contracte cu administrația locală, unii dintre ei au soții angajate pe la administrația locală și automat, dacă ei ar spune ce spun eu, ar risca blocarea acelor contracte, neachitarea unor sume, datul afară al celor apropiați, terenuri pentru diverse construcții, hale și alte chestii, florării și alte aspecte de genul ăsta. Dar spun general, pentru că v-am promis că îmi fac timp și dacă și dumneavoastră sunteți de acord, să luăm în fiecare, la fiecare emisiune și să atingem câteva aspecte punctual. Da? Discutăm astăzi de problema asta. Cine este ăsta? De ce face asta? Și, de, și cum face asta? Și atunci să vedeți că îmi dați dreptate. Cum știți ce înțelege telespectatorul? Înțelege și eu asta am înțeles și dacă cumva greșesc, vă rog să mă corectați. Spuneți. Haideți să începem ca și proporție. Să zicem 75% dintre consilierii locali au anumite legături de afaceri, de eu știu ce altă natură, cu actualul primar și se votează în corpuri, așa, adică fără să existe un fundament legal la deciziile care se iau în Consiliul Local. Ce se înțeleagă oamenii? Dom'le, că acolo, iertați-mi expresia, e o cloacă? Se poate înțelege și asta. Se poate înțelege și asta. Da, proporția nu sunteți prea departe. Păi, am spus 75% pentru că am observat că foarte multe hotărâri de Consiliu trec așa, într-o viteză extraordinară, fără să se discute pe baza lor. Am văzut că se dau terenuri așa, da, e toată lumea de acord. Am văzut multe lucruri de când am început să particip la ședințe de Consiliu Local, dar când va veni timpul o să le... Și în același timp ați văzut și dumneavoastră, când eu încercam să ridic problema situației din Consiliu și a nelegalităților care sunt acolo, cum se punea problema de către cei care, conform legii, trebuiau să vegheze la... ca astfel de situații știți să nu de fie posibil. Știți de ce la începutul emisiunii despre dumneavoastră că sunteți un luptător? Din următorul considerent, dumneavoastră, sunteți un om extraordinar de tare și vă felicit pentru lucrul ăsta. Ați fost de nenumărate ori umilit în Consiliul Local. Eu am observat lucrul ăsta când dumneavoastră veneați cu o problemă pertinentă și ceilalți luau în derâdere ceea ce spuneați dumneavoastră. Asta e o școală. Asta este, eu așa o consider, că v-au umilit, efectiv. Așa este. Am și, simțit-o și eu. Bineînțeles că se vota așa cum se dorea, cum vroia cine vroia cine. Pentru că, exact ce am spus mai devreme, sunt o parte din colegi care nu sunt în stare să gândească cu mintea lor și să și procedeze în consecință. Asta sunteți unde afaceri. Da. Nu știu cât de prosperă e afacerea noastră, sunteți unde afaceri. Afacerile prospere, de regulă, marea majoritate le fac cu statul. Eu n-am avut niciun contract cu statul, așa că afacerea prosperă, dar știu să trăiesc și cu bani mulți și cu bani puțini. Dar vreau să vă întrebați. Aici e chestiunea. Bine, din ce considerente, ce vă determină pe dumneavoastră să doriți să fiți, eu știu, consilier local, om politic? Vreau să încep. Pentru că eu cred că vă consumă toată chestia. Vă răpește din timp. Aveți stres extraordinar de mult. Eu știu, cred că nu cunosc pe doamna, dar cred că doamna este o doamnă prin excelență, pentru că vă suportă cu atâtea dosare din astea, cu judecăți, cu problemele astea, care ați fi putut să le evitați dacă nu v-ați fi implicat în politic. Știți ce mă face să... Eu am un orgoliu extrem de bine conturat. Adică
Am observat. E un moment în care promit ceva, să fii sigur că așa se întâmplă, iar în momentul în care mă implic în ceva, chiar dacă sunt sătul până peste cap, merg până la capăt. Aici este chestiunea și vă spun și motivul. Am mai spus chestiunea asta, am un singur copil care e student la medicină. Se vă trăiesc. Și care, mulțumesc lui Dumnezeu, e pe un drum foarte bun. Dacă faci o facultate așa de grea, și cum ești un copil foarte bun? Da, deja a fost cooptat într-o echipă, a participat la prelevări de ficat și chestii de genul ăsta, adică sunt lucruri, da. Inițial a vrut anestezie, a văzut ce înseamnă anestezie și în momentul ăsta s-a canalizat pe chirurgie, este prematur pentru așa ceva, dar a intrat deja de nenumărate ori în sala de operații. Adică a cusut deja și o operație, adică e ceva. Vreau să vă spun de ce sunt atât de supărat pe această clasă politică care nu înțelege că suntem obligați unii dintre noi, peste voința noastră și peste ce ne-am fi dorit vreodată, să ne împingem copiii să ia în calcul să plece afară. Sau unii cu copil, cum e cazul meu, să fiu eu nevoit să-i spun, știi ce? Dacă lucrurile merg în continuare atât de prost, este păcat de efortul și de munca ta să stai să fii umilit aici. E, aici, ăsta este declicul care nu mă lasă să renunț și voi face de așa natură până când, nu știu, din ce motive va trebui să renunț. Dar în niciun caz motive care țin de voința mea. Deci, din punctul meu de vedere, suntem datori cu toții să încercăm să punem lucrurile pe făgașul normal pentru copiii și nepoții noștri. Sună pompos, dar e real, e realist. Nu e pompos deloc. Să știți că și eu mă gândesc la lucrul ăsta. Și scopul meu în viață e să încerc să-i fac pe oameni să înțeleagă. Dacă timp de 25 de ani au trecut așa pe lângă noi, fără să facem nimic, am ajuns la concluzia că trebuie să ne trezim și să punem piciorul în prag. România nu va salva nici Uniunea Europeană, nu va salva nici americanii, nu va salva nimeni. Corect. Singurii care ne putem scoate din ceea ce am intrat suntem noi. De fiecare dată, politicienii noștri de la vârf găsesc totdeauna câte o scuză și de fiecare dată nu sunt de vină ei. Eu am obosit să-i tot aud că cel care a fost înaintea mea e de vină. Nu, domnule. Sunteți vinovați toți pentru ce se întâmplă în România. Nici unul dintre ei nu e mai braț decât celălalt. Mă refer la cei care au putere de decizie. Degeaba în Parlament sunt oameni capabili. Sunt convins că sunt și oameni foarte buni acolo, care ajung, dar cred că din greșeală. Pentru că de regulă acolo ajung cei care trebuie să ajungă, nu cei care trebuie, datorită faptului că sunt deștepți, că le merge mintea. Nu, ajung că trebuie, că vrea cineva și promovează și împinge. Am văzut și eu cum se fac listele astea, nu, eu abar aveam cum se fac listele astea. Al cui ești tu? Păi, salar, da, un loc eligibil, 1. Tu ce bani ai? Cu ce contribui? Eligibil, 2. Am înnebunit când am văzut lucrurile. Da, din păcate aveți dreptate. Și din cine ajunge acolo? Nu în valorile. Cei care au cumpărat diplome la kilogram, care au doctorate, dar să mă ierte Dumnezeu, habar au, nici cel puțin tema doctoratului nu o cunosc. Știi ce să apoi să o aprofundez. Eu am plecat în 90 din țară, chiar când am împlinit 20 de ani, m-am urcat în avion și am plecat. Am stat 3 ani de zile în Italia și am ajuns șef de șantier la cea mai mare firmă de construcții de autostrăzi și drumuri din Italia. Și vreau să vă spun că nu m-a întrebat nimeni câte diplome am. Le spun la Înțelegeți? Oamenii cu care stau de vorbă că în Occident, eu am prieteni foarte mulți care sunt plecați în afară după timpul lui Ceaușescu și îmi spun așa, că dețin niște funcții extrem de importante, sunt directori,
conducătorii de instituții care nu au studii superioare. Păi ei, patronul, îi evaluează altfel, nu după cantitatea diplomelor pe care le au, ci după capacitatea fiecăruia. Așa este. La noi, în schimb, ești pila cuiva, ești pus pe un post, nu mai contează ce diplome ai, iar dacă nu ești pila nimănui, dom'le, am văzut la funcționarii publici cum se dau examen. Le dau o tematică din aia care o poți evalua la kilogram, care ăla săracul, chiar dacă vrea să o învețe într-un an de zile, n-are cum. Dar asta îi se dă cu o lună de zile înainte de examen. Și atunci știți cum se procedează, vă spun eu. Le dă la fel, am lucrat în sistem și de-aia știu. Li se dă hârtia și cealaltă hârtie după care să copieze răspunsurile făcute, știi? Și atunci îi dă o gradație la salariu acolo și zice funcționar public. Da, haideți să... Ăștia sunt oamenii care, că vorbeați de juridicul de la primărie. Deci eu v-am dat exemplu și putem discuta de orice serviciu, pentru că vrând nevrând îi cunosc pe toți. Sunt de 7 ani în administrația asta, bine, în legislativ, nu în executiv, dar vreau să vă spun că e o degringoladă și o debandadă, iar domnul primar Barbu, ce era cât de cât în regulă, a reușit să-l aducă în neregulă. Vă rog să mă înțelegeți. M-am uitat la ceas și sincer îmi pare rău. Uitați-vă și noastră cât de repede a trecut timpul și tema pe care mi-am propus-o n-am reușit să o aprofundăm. Din păcate. Ce sperați să faceți în continuare, ca să știe oamenii? Eu deja am demarat toate demersurile legale care trebuiau demarate. Așa. N-am nicio așteptare de la doamna prefect, pentru că doamna prefect, legislația pentru dânsa este cu totul și cu totul altceva. Dânsa nu e pus acolo să respecte legislația, dânsa e pus să se respecte decât ordinele de partid. Și atât. Este evident, orice om avizat și care e cât de cât atent la ce se întâmplă cu adevărat, sesizează acest aspect. Nu este normal că atunci când tu vezi, băi, există o hotărâre de excludere dintr-un partid dat al altăieri și tu te grăbești ca la 3 zile să dai ordin. În contextul în care omul ăla are drept la apărare, nu suntem într-o țară bananieră. Da? Haideți să fim serioși. Am evoluat, suntem într-o țară cocotieră. Din păcate, da. E bună ca glumă, dar realitatea trebuie să ne sperie. Eu, așa cum vă spuneam, am înregistrat deja acțiunea la Tribunalul București, deci asta o să iau certificat de grefă săptămâna viitoare, deci asta înseamnă că nu s-au terminat căile de atac, deci ordinul nu putea fi emis, da? Iar cele mai importante aspecte vor fi dezbătute și vor fi subiectul unor plângeri penale, care începând de la, așa zisul, conducător al PPDD până la cei de la Biroul Național de Coordonare și toate persoanele astea care eu le-am solicitat să-mi spună nume, prenume și funcția, ca să nu consum prea multă pastă de pix, vor trebui să răspundă pentru abuzurile făcute. La une morale? Cu siguranță, da. Iar vis-a-vis de procesul care nu l-am dezbătut absolut deloc și e foarte important, ăla cu eliminarea lui Gărgărea, eu nu întâmplător am pus problema în ședința de Consiliu, dacă ați fost atent, probabil că ați auzit. Primarul era în spatele meu, eu am văzut că este în spatele meu și am vorbit cu voce mai tare, întrebându-l pe domnul Pârlea, colegul meu, unde e Gărgărea? De ce n-a venit Gărgărea la ședință? Și domnul Barbu, cu zâmbetul în colțul gurii, așa cum știe dânsul să zâmbească atunci când nu-i convine ceva, și asta cred că ați sesizat-o, o să te duci și tu după Gărgărea, mă. Eu o să vă demonstrez, domnul Barbu, că mă duc după Gărgărea atunci când o-i dori eu, nu când vreți dumneavoastră. Și de data asta nu doresc. Iar în 3-4 luni de zile mă aveți din nou consilier local cu acte în regulă, iar cei care au comis-o la imboldul dumneavoastră vor trebui să scrie multe poezii. Da. Cu părere de rău, scurtă emisiune. A zburat timpul, pe cuvânt de onoare. Eu, sincer, îmi doresc să vă mai am într-o emisiune și să dezbatem la modul concret toate problemele.
cu nume, cu prenume. Cu siguranță așa vom face. Dar sunt atât de multe lucruri care ne frământă, care ne lovesc zi de zi, încât uităm câteodată ce ar fi trebuit să vorbim. Eu mi-aș dori să începem în primul rând cu refinanțarea creditelor care a fost aprobată atunci când am fost eu dat afară în 2014. Eu am scris, nu ați știți ce am scris eu atunci? De ingineria financiară. Să fiu scopul. Sincer, am citit acel articol. Știu că mi-a plăcut la vremea aia, dar dacă e să mă întrebați acum amănunte din el... Nu intenționez. Nu aș putea să vi le dau. Cred că e ceva timp. Da. Știți ce vă pot spune eu la momentul ăsta, ca să nu vă mai rețin foarte mult? Că față de anul 2012, când a preluat mandatul domnul primar Barbu, în anul 2015 suntem noi acum, da, datoria pe care a acumulat-o primăria este mult mai mare. Părerea mea este că... Asta ce înseamnă? Un management foarte bun, nu? Este pentru primarul manager, este primarul manager, știți foarte bine, și datorită acestui primar manager avem și vom avea în continuare probleme până la alegerile din 2016. La alegerile din 2016 eu sper că acest primar manager să fie istoric. Cu mine se întâmplă următorul lucru. Eu știu că cu cât trece timpul mai repede și îmbătrânesc mai repede, dar parcă mi-aș dori ca alegerile să fie mâine și aș risca să îmbătrânesc mai repede. Da. Da. Doamnelor și domnilor, nu ne rămâne decât să vă mulțumim că ați avut răbdarea să ne urmăriți. Sper să ne întâlnim sănătoși și vinerea viitoare la ora 21 în cadrul acestui platou și cu oameni la fel de puternici ca domnul Vericu Florin. La revedere, pe vinerea viitoare.